Și acum să vedem pe pufăilă. Da, scot un pluturaș și după aia Ți-e face pufăilă aici? da, păi Parcă e un nor întreg acolo. aranjez și tocmai am aflat că podul Grand din București intră în reabilitare și șoferii sunt nervoși. Tocmai cântam: podul Grand s-a închis, iar am întârziat, șeful iar m-a certat. Podul de piatră s-a sfărâmat sau a fost blocat. Da, Șoferii sunt nervoși, n-au mai circulat. da, șeful m-a sunat nervos, ce faci, unde ești? Eu i-am spus, Vino suntem, mai repede, că ai să obelești. da, că altfel obelești. Sunt pe pod, măi șefule, hop așa, hop așa. Încerc să mă strecor, măi șefule, hop așa, hop așa, spre cașin în partea aia. Păi pe acolo am locuit eu, aici zona pe unde am locuit. Podul ăla de rahat, acum s-a stricat. Da. Șoferii sunt nervoși. Altă parte au luat. Eu sunt fată de pe podul Grand. Da? Da, Acolo ai da. crescut-o pe pod? A, nu, 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 ca și zona, așa. De eu am crescut acolo, în Giulești. Fetița, ai crescut în Da. Giulești, să obelești. Ce, da? Nu mai văd că ea avea telefonul pus acolo pe ăla, că mă uitam la știri. Și nu mai văd că s-a acoperit aici cu totul. Eu uite ce e aici. Îngeraș. Uite, îngerașii. Îngerașii. Pe aici, pe undeva, e mâna mea. Adică am scos toată umplutura de aici. Și acum să o bag. Fac așa. Și o bag înapoi.